Tot și bine ai revenit la un nou clip pe canal. Da, știu că n-am mai postat, nu mai am postat la 2 zile. A trecut, se pare că au trecut 4 zile și nu am postat, dar am venit cu ceva foarte, foarte tare pentru tine. Așa că haideți să vedem ce vom face astăzi. Astăzi vom mina, vom începe să minăm cryptocurrency. Avem mai multe opțiuni. Astăzi vom începe cu un Raspberry Pi. După cum știți, canalul meu se bazează pe sărăcie. Adică, după cum știți și din intro, proiecte pe sărăcie, da? Astăzi vom începe cu un Raspberry Pi Model 3. Îl aveam prin casă. Bineînțeles, mai am și un Raspberry Pi 0. E undeva pe aici, nu mai știu exact pe unde. Și vom începe să minăm cu aceste chestii. Și o să ziceți, da, bă, dar nu se merită pentru că o să ai curent, o să ai nu știu ce. Stați liniștiți, m-am gândit la asta. Urmează ca ele să fie alimentate de către un panou solar. O să vă arăt și vouă și nu vă gândiți la un panou de acela mare. Nu. Gândiți-vă că o să fie un panou din acela mic care este vreo 15-20 de lei. În fine, asta probabil într-un alt clip. Astăzi, haideți să vedem cum minăm pe un Raspberry Pi 3 sau, bineînțeles, 4. Probabil o să întrebi, băi, ce este cryptocurrency? Pentru cei care sunteți noi cu chestiile de genul, stați liniștiți, o să fac un clip în viitor despre cryptocurrency. Nu pot spune că recomand cryptocurrency, dar este bine să ai acolo câteva rezerve. Știu prieteni care au avut 10-20 de bitcoinuri și acum sunt foarte, foarte bine. În fine, tot ceea ce ne trebuie astăzi este simplu. Un Raspberry Pi model 3, eu am aici model 3B, model 3 B plus, un micro USB, micro SD, pardon, card. Am aici un card reader, după cum se vede, se bagă cardul în el. Da, a fost calculatorul că am scos stick-ul, iar acum l-am băgat din nou. Da? Haideți să trecem repede pe monitor. Aveți toate linkurile și tot ceea ce am făcut în primul comentariu, da? Intrăm pe download.raspberrypi.org/raspios Lite ARM 64 Image ROS Lite ARM. E o adresă foarte lungă, dar de aici descărcăm. Normal așa o să fie folderul, da? Dăm pe ultimul, pentru că este ultima versiune, după cum vedem, da? Și avem aici ARM 64 Lite Zip. Luăm această versiune, o descărcăm. După cum observați, eu am descărcat-o și o să o pun pe desktop. Da? Stați liniștiți, încă folosesc Linux, încă am Linux Mint. Da? Îl dezarhivez pe desktop. Între timp, mă duc pe Download Raspbian OS. Da? Aveți din nou linkul în descriere, ne duceți jos de tot și avem Raspberry Pi OS using Raspberry Pi Imager, da? Practic descărcăm Imager. Eu l-am descărcat, l-am și deschis, îl avem aici, da? Așa arată programul lui, am închis și OBS-ul. Da, deci așa arată Raspberry Pi OS. Dăm Choose OS, aveți aici foarte, foarte multe, noi nu ne trebuie 64 de biți, asta este cu tot ceea ce contează, pentru că moneda pe care noi o vom mina în momentul de față va fi va folosi foarte mult CPU, așa că ne trebuie, bineînțeles, 64 de biți, dar gândiți-vă că cu cât aveți mai mulți giga de RAM, cu atât este mult mai bine. De exemplu, Raspberry 3, nu, model 4, da, are și 8 GB de RAM, deci este foarte, foarte bun. Și aici dăm Select Custom, da? Select Custom, ne ducem pe Desktop și avem Raspbian IMG, da? Choose Storage. Ar trebui să mi-l vadă. Da, bineînțeles, în momentul când o să-l și bag. Și bineînțeles că în sfârșit l-a recunoscut. Nu mi-l arată aici pentru că este un card pe care eu îl foloseam ca și backup, are un sistem de operare pe el. O să dau Mass Storage Device și bineînțeles voi da Write. Dar înainte să dau Write, voi da o combinație de litere și vreau să fiți puțin atenți
Recomandația este Control, Shift și X, da? Ca să ne deschidă Advanced Options, da? Aici noi vom face câteva mici modificări, da? Avem Enable SSH, da? Și bineînțeles vom pune o parolă de-a mea, adică una destul de lungă. Așa. Configurăm Wi-Fi-ul. Wi-Fi country și în rest cam atât, da? Și vom da save și bineînțeles write. Vrei să continui? Da, vreau să continui. Băgăm parola, enter și bineînțeles pauză de o cafea. Eu nu mi-am făcut astăzi cafea. Avem o cafea de la Colț, destul de bună. Și așteptăm să se termine. Dar până când se termină, haideți să vă arăt în ce o să folosesc eu Raspberry Pi-ul, pentru că vreau să-l pun undeva unde să el să mineze, să-și facă treaba, eu să nu-l bag în seamă. Și am luat o carcasă, să zic așa, de la bețe de urechi, să vă spun sincer. E un pic răfuită, dar e ok. Vedem aici că jos are 4 găuri, deci va intra un ventilator. Mă gândeam să-l pun aici așa, încât să nu mă deranjeze și bineînțeles să-i fac o gaură, pentru că am niște ventilatoare micuțe, rău de tot, de laptopuri. Pentru că, da, eu tot ceea ce găsesc pe stradă, pentru că găsești foarte multe chestii, ba chiar dați subscribe dacă nu ați dat până acum, pentru că urmează niște proiecte cu două calculatoare găsite pe stradă. Dar până atunci vreau să vă arăt, o să fac aici o gaură, cam aici așa, și o să pun un mic ventilator de, nu știu, să zic un 5 mm, 4 mm, ceva de genul, cât să își facă treaba, da? Pentru ca pe urmă să pot să îl închid așa, da? Ca să nu mă deranjeze și bineînțeles voi topi aici cu un cui carcasa, pentru că, după cum am spus, noi suntem pe modul de sărăchie, da? Revenim la Raspberry Pi-ul nostru, este la 76%, așa că așteptăm. Și bineînțeles că, na, așa sunt eu, am foarte, foarte multe, vreau să vă arăt ceva. Avem aici o mașinărie specială de minat Bitcoin. Și vedem noi aici ca puterea de hash pe care o are, mi se pare că o are de 100, dacă nu mă înșel, ia să vedem noi, hash rate 73 de tera. Noi putem avea 100 de hashtag, noi putem avea puterea de 100 dacă vom lua 4 Raspberry Pi. 4 Raspberry Pi înseamnă echivalentul la undeva la 3-400 de lei în currency-ul meu, pentru că eu nu locuiesc în România, dar eu zic că se merită investiția, pentru că aceste Raspberry Pi-uri le pot folosi și pentru altceva, urmează în viitor anumite proiecte cu ele. Acesta consumă 34 de W. Network connection Ethernet, nu avem pe Wi-Fi, ok. Deci, da, și bineînțeles prețul, adică să nu uităm, 3000 și ceva de dolari, adică băi, e destul de mult, destul de mult. Așa că să nu mai stăm aproape și să vedem ce a făcut noi. Se verifică la 73%. Bineînțeles, îl vom scoate din spate. Până atunci, haideți să intrăm repede, repede de tot pe Monero, getmonero.org/download. Aveți linkul unde scrie, cum am spus mai devreme. Și îl voi descărca pentru Linux 64 de bit, pentru că eu folosesc Linux, voi puteți să descărcați pentru orice pachet doriți voi. Pentru ce trebuie să intrăm noi aici? De ce trebuie să descărcăm noi chestia asta? De ce pe calculatorul nostru? Stați liniștiți, nu vă impacientați, calculatorul vostru nu va mina, ci pur și simplu trebuie să ne facem noi wallet-ul, da? Pentru că noi vom produce anumite, să zicem acolo 0,002, pentru că, da, nu va fi profitabil acum. Dar gândiți-vă că dacă
luați un panou solar de 20 de lei, 25 de lei, cu o celulă, cu, mă rog, o să vedeți voi pe canal, dați subscribe, veți vedea că va fi profitabil pentru că nu veți consuma nimic, pur și simplu veți lăsa undeva într-un colț al casei cu panoul solar băgat la un geam și el va produce anumiți bănuți acolo ușor ușor care poate în timp vor costa foarte foarte, pentru că știm și noi cu toții ce s-a întâmplat cu Ethereum, cu Bitcoin, cu foarte foarte multe, da? Așteptăm să se scarce, mă uit să văd până atunci, verify, hai să așteptăm să se verifice. Da, internetul meu merge foarte, foarte prost în seara asta. Este ora 20. Foarte bun, marș. Este ora 21 și 31 în momentul de față, așa că așteptăm. Bun, și a terminat. Am aici SD-ul. Voi desface acum. Îl voi băga, bineînțeles, cu degetele mele de focă. L-am băgat. Avem aici un power adapter și îl vom pune în funcțiune. Tot ceea ce trebuie să facem după ce îl vom pune în funcțiune, a pornit, da? Așteptăm să buteze liniștit. Până atunci scriem un terminal pentru că, da, va trebui să scrieți niște comenzi. Și în același timp voi intra eu pe routerul meu. Și ziceți, bă, dar de ce intri? Simplu. Pentru că, după cum vedeți aici, am toate, tot userul și panoul, așa că voi băga. Asta era? Da, asta era. Așa. Și o să dau, să vedem IP-ul. IP-ul pe care, uite, deja unul a apărut, era, aveam două agnouri, acum am trei agnouri, da? Adică s-a conectat. Și acum tot ceea ce trebuie să facem este să aflăm IP-ul. Dacă mai știu cum să lucrez în acest... în acest router. Da, din păcate nu mai știu cum să umblu. Așa că o să-i dau o scanare pe Nmap. Să vedem ce avem conectate noi în casă. O să dureze ceva, dar i-am dat de la 192.168, așa, de la 0.168, păi ia să vedem, network settings, de la 0, da. Deci o să-i dau de la 0.1 până la 24, da? Bineînțeles, îmi va scana tot, uitați exact cum a găsit. Deci avem from Sky Router Home, da? Host is up, bla 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 bla. Deci avem .0.4. Deci bun, dar da, a trebuit să rescriu din nou încă o dată softul pentru că se pare că nu mi-a băgat parola, acum am băgat parola 1-2 simplă și o voi schimba pe urmă. Revenim la Getmonero. L-am descărcat după cum ați văzut aici, avem arhivă manager, așteptăm să se citească toate fișierele, sper să, da, hai să fac un folder aici, pentru că, na, uite aici, bam, extras, să zic că încă se dezarhivează. Pe Windows ar trebui să fie mai simplu, double click, next, 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 finish, cam așa este pe Windows, dar, da, și avem app image aici, da, o să dăm la properties, permission, allow executing file as program, perfect, și o să dau dublu click, da, ar trebui să mi-o deschidă, da, mi-a deschis-o pe celălalt monitor și se vezi că nu merge să o mut. Da, nu merge să o mut. Bun, și am reușit. O să dăm pe simple mode, da, pentru că nu ne trebuie. I understand, bla bla bla, next. Create a new wallet, pentru că avem nevoie de un wallet nou. O să aleg băiatul cu Linux. Next. Ne punem o parolă. Ne-am pus parola.
Și acum ne tortaie mainnet. Bun. Iată-ne în walletul nostru, da? În momentul de față noi suntem în wallet și da, cam asta e tot. Dăm pe account și o să avem nevoie de să copiem adresa, dar nu acum, da? Haideți să vedem ce face Raspberry Pi-ul nostru. Bineînțeles, se verifică. Bun, și în sfârșit a terminat, după cum vedem. Am scos cardul. Bineînțeles, acum Raspberry Pi-ul, după cum observați, el merge. Știu că se mai întrebă pe camera. O să-mi achiziționez în curând o cameră care va filma Full HD, pentru că, din păcate, internetul meu merge foarte prost. Am băgat cardul înăuntru și îi vom da drumul din nou. Da? I-am dat drumul. După cum vedeți, flash-ul e și verde. Acum, probabil și-a luat sistemul de operare și-a luat tot. L-am pus bine. O să dau cafea că urmează comenzii. Ce am aici? Deci am o grămadă de mizerie. Bun, acum urmează să deschidem terminalul, da? Noi l-am avut deschis de mai devreme. Și o să dau clear, ca să vedeți. Și dau, mă rog, din nou pentru... pentru Raspberry Pi, dar se pare că nu este acela, așa că BRB să caut IP-ul. Bun, și după multe, multe încercări, în sfârșit ne-am logat în Raspberry Pi. Acum urmează partea foarte tare, dăm sudo apt get update. Bineînțeles, trebuie să facem update la Raspberry Pi. Și după cum știți, internetul meu este praf, așa că ne revenim după update. O să dăm și, bineînțeles, sudo apt get upgrade, da? Avem un upgrade de făcut, să sperăm că nu. Și... Da, avem 44 de mega, nu este foarte mult, ne revedem imediat. Bun, după ce și-a făcut update-ul, următoarea comandă, eu le-am scrise într-un notepad. O să le dau, voi le aveți în primul comentariu. Instalăm tot ceea ce ne trebuie. Urmă, trebuie să copiem un git clone și vedem aici că e la 32%. Cât de cât văd că merge repejor, haideți să mută să așa un pic ca să se vadă cât de cât mai bine. Așa, clear. Nu merge clear și dacă dau controlul C acum se va opri totul. E la 97%, 98%, deja s-a instalat, cred. Băi, merge destul de bine, țin cont că este un Raspberry Pi 3 cu 2 GB de RAM, dacă nu mă înșel, ceva de genul. Nu vă gândiți că este cine știe ce, doar pentru fan facem chestia asta. În viitor o să iau mai multe Raspberry Pi-uri și o să facem un Raspberry Pi Hot, adică mai multe Raspberry Pi-uri conectate, da? Pentru că având 4 dintre ele, vom putea să avem 100 de hash. Bun, copiem git clone-ul, se copiază foarte, foarte repede. Pe urmă va trebui să... Așa, eu în momentul de față aveam o tastatură mică, după cum o vedeți, pentru că am folosit-o ca să intru în Raspberry Pi să văd IP-ul, pentru că nu-l găseam pur și simplu. De aceea câteodată Windows-ul este bun, câteodată. Da? Bun. A intrat aici, deci am copiat. Acum dăm cele două comenzi, MacDir și CD Build. Da? Am și intrat. CMake 2 puncte. Așteptăm puțin, va dura puțin și pe urmă mai avem o singură comandă. O singură comandă foarte tare, make. Atât. Și vedem aici cât la sută. Bineînțeles, va dura acest lucru, așa că ne revedem imediat. Până când se face toată chestia în spate, aici, am găsit acest suport de tabletă care nu mai ține, deci este foarte nasol. Și m-am gândit mai bine să punem Raspberry Pi-ul așa. O să vă arăt imediat cum o să vină. Ceva de genul. Oh. Da, scuzați.
Din păcate trebuie să trag cablul ăsta mai mult, așa ca să fie mai ok. Sper să mai meargă în continuare, să nu fi deplasat cardul microSD. Da, încă merge. Bă, 19%, hai, hai, 20%, haide. Cred că am deplasat cardul. A, nu, 20% este bine. Da? Deci eu mă gândeam undeva așa, după cum îl vedeți. Băi, mi se pare foarte tare. Da? Și o să-l pun exact sub monitor, da? Ca să văd eu așa că lucrează, pentru că lumina îi flash-uie, adică mă refer lumina fiind becul cel verde de la power. Lumina roșie non-stop aprinsă înseamnă că are power, da? Bun, l-am pus, eu zic că l-am pus perfect, îl văd perfect și așteptăm să se termine. Și acum cât timp se instalează, haideți să ne mutăm pe full cam ca să putem să vorbim mult mai bine. Probabil o să ziceți, da, bă, dar nu se merită, că nu știu ce. Băi, țin cont că voi țineți de obicei, mă refer la copii în general, dar nu numai la copii, și la multe alte persoane, țineți încărcătoarea de la telefon în priză non-stop. Eu zic că acest lucru și acest Raspberry Pi nu consumă foarte mult, pentru că Raspberry Pi Model 3 consumă cât un încărcător de telefon. Model 4, în schimb, pentru că are nevoie de mai multă putere, 4 GB, 8 GB, înțelegeți și vreau să vă spun, va consuma mai mult, dar Model 3 nu va consuma. Și tocmai de aceea aleg să merg pe Raspberry Pi 3. Bineînțeles, Raspberry Pi 4 cu 8 GB de RAM, dacă ai 4 stacuri, 4 din ele combinate, poți să faci foarte, foarte multe. De ce? Pentru că tu, în momentul ăsta, tu nu minezi doar tu. Tu te alături unui grup pentru care minezi și, bineînțeles, primești și tu o parte din bănuții pe care i-ai minat. Dacă ai fi minat doar tu, ai fi făcut 0,000001 și minând în grup, primești tu 0,003 sau ceva de genul. Înțelegi ce vreau să vă spun? Sunt anumite chestii pe care le voi vorbi în episodul despre cryptocurrency. Dar țin cont că decât deloc primești ceva, eu zic că este mult mai bine să minezi în grup. Pentru că dacă tu ai 4 stacuri automat, tu contribui mult mai mult la rezolvarea acelei probleme și automat vei primi mult mai mult, având 4 stacuri, da? Iar 4 stacuri de Raspberry Pi, gândiți-vă că poate fi, stați ca să vă și arăt, poate fi alimentat cu unul din acesta. Da? Deci este un USB, practic îl bași pe ăsta și pe mă mai ai 4 ieșiri de USB. Gândiți-vă că acest lucru poate alimenta, de exemplu, ai un încărcător, l-ai băgat, da? Și de aici pornesc cablurile către Raspberry Pi-uri. Eu zic că este super, super bun unul din genul, un dongle, cred că se numește, habar n-am, eu zic port, USB port. Și bineînțeles, folosești un încărcător la toate patru. Automat, din nou, nu vei consuma foarte multă energie. Urmează și episodul cu cryptocurrency pe solar, adică să nu ne coste niciun ban și să minăm puțin, dar în viitor, pentru că aștept să vină anumite piese, ca să vă și arăt. Avem aici mailul de confirmare. Haide, mă. Unde ne mai ești? Bun. Punem așa ca să ne vadă nimeni datele. Și avem așa, ia să vedem, focalizează. Hello. Hello. Așa, avem numele, confirmarea. Nu știu cât de bine a focalizat, dar da. Și avem o piesă pe care o așteptăm de ceva timp. Bineînțeles că acum nu mă mai focalizează pe mine. Și gata, m-a focalizat. Da, așteptăm să ne vină piesele și pe urmă putem să dăm drumul la anumite proiecte. Dar țin cont că vine din China, vă dați seama că și pentru mine este o așteptare, nu?
Da, și cam asta vreau să vă spun. Cât timp se încarcă. După cum știți, internetul meu este foarte, foarte slab. După cum ați văzut, routerul nu este foarte bun. Nu mi-arată IP-urile conectate, etc. Nu am ce să fac, sunt pe DSL, adică ADSL, pardon, adică pe conexiune dial-up, maxim 1 mega. Așteptăm să se termine și revenim. Bun, suntem aproape de final. Vreau să vă arăt un sneak peek din următorul clip, pentru că de asta vă tot zăpăce să dați subscribe. Vreau să vă uitați aici ce avem noi aici. Illustrator CCC și Photoshop CC, da? Poate o să ziceți, bă, nu merge. Ia uitați, am apăsat click, se deschide Adobe Creative Cloud Illustrator CC, da? Și bineînțeles, dacă auziți ceva în background, da, este nebunul meu de cățel. L-a găsit alergatul, da? Deci aici avem Illustratorul care merge perfect, vă pot spune, vă pot garanta. Rocky, nu mai alergat atât. Așa, și avem și Photoshop CC, care după cum vedem avem o notificare în dreapta. Dar o să vă arăt un mic sneak peek din următorul clip, cum să le instalați foarte ușor, foarte rapid, nu trebuie să vă faceți griji deloc. Iată Photoshop CC-ul. Dar da, avem 95%, ținând cont că este un Raspberry Pi Model 3, un Raspberry Pi destul de vechiuț și cu 2 GB de RAM este normal. Bun, și 99% trebuie să facă, deschidem din nou Notepad-ul, unde mi-am scris eu toate comenzile. Rocky. Așa, și vom da următoarea comandă, care este foarte simplă, aveți link în descriere. Ca să înțelegeți voi, prima, mă rog, hai mă, acest număr mare, 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 este wallet-ul vostru și pe om minus P, P3 cutiuță, ca să știu eu care dintre ele este. Da? Și iată-l că a pornit. Filtrul switch to slow mode. Ok. M-a panicat așa un pic, am zis, bă, ce naiba am muncit atâta. Allocate random switching to slow mode, deci va merge în slow mode. Ready 4 thread-uri, huge page 0 din 4, memory 8000, 8 mega, vine undeva, nu? Și da, acum va merge. Un giga are, nu 2 giga, mă scuzați. Mergem cu rig, huge PC supported, 1 giga pages unavailable, CPU Cortex pe 64 de biți. Așa, donate 1% și la HR, pause, resume, reserve, connection, etc. New job from. Wow, am luat deja un nou job, da? Și acum o să ziceți, bă, dar ce se întâmplă? Păi dacă apăsăm C, vedem conexiunile noastre. Da, bă, da, eu filmez, da, filmez. Așa, minus 10 secunde, așa. Uitați, maxim 21,45 hash pe secundă. 20 de hash, punem 20, da? Dăm și un hash rate, da? Să zicem, bine, repet, eu în momentul de față am un Raspberry Pi Model 3 cu 1 GB de RAM. Dar dacă aveam cu 4 GB de RAM, aici era mult mai mult. Noi avem 4 core-uri, da? 0, 1, 2 și 3. Cu totalul de 21,14 hash pe secundă. Gândiți-vă dacă aveam Raspberry Pi 4, aveam undeva la 20 de hash pe secundă, undeva la 100. Cam așa vine, credeți-mă. Am văzut cu ochii mei. Și da, new job, la 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 la. Și da, acum tot ceea ce trebuie să facem este să ne uităm în wallet-ul nostru odată la nu știu cât timp. Ideea este că este un Raspberry Pi 3, nu mă aștept să facă wow, dar să produc acolo câte un pic, câte un pic, pentru că ați văzut și voi cum este boom-ul. Și din Monero, mi se pare că merge dacă nu mă înșel eu. Ia să uit. Switch Monero to Bitcoin, hai să zicem. Să zicem, tu exchange money, move exchange wallet, we get site, așa, XR, XMR, da, XMR, Bitcoin.
Eu Bitcoin. Pentru că, uite, XMR-ul 5 Bitcoin. Bam, frumos. Și să zicem că pentru un Bitcoin 1.0. Un Bitcoin. You will send. Păi, a. Trebuie să facem așa. Pentru 1000. Hai mă, 1000. Câți luăm? Hai să vedem câți Bitcoin luăm. Se calculează, se calculează și site-ul nu prea merge. XMR BTC. Uite aici ce frumos a fost. Dar da. Mamă, bă, da, site-uri mai simple și rapide și care merg, nu aveți? Ha? You will send 1000. You will get pauză, că nu se încarcă. Monero pre-charging. Ia să vedem cât e connecting. Păi și eu cum văd că eu nu mă pricep la Bitcoin. XMR. Păi, ce înseamnă asta? Return to Craxi Great. Hai să vedem. Poate merge așa. Da, nu înțeleg. Dacă știți voi, lăsați-ne un comentariu mai jos. Chiar nu știu. Dar cred că trebuie ceva, câteva mii. XMR ori 10. Deci trebuie ceva, cred. Uite-mă. Așa, și dacă vreau să primesc un din ăsta, îmi trebuie 241 de XMR-uri. Ceea ce, păi, nu este foarte, foarte wow. Din punctul meu de vedere. Receive. Vreau să văd dacă am pus același. OQ, FUE. Da, este același. Este ok. Payment request, amount, așa, description, ok. Și haideți să ne mai uităm aici. Da, deocamdată nu avem niciun received, avem doar joburi. Asta este. Dar, după cum observați, numai la 21 de hash-uri lucrăm. Ceea ce este ok, la capacitatea maximă, pentru că până la urmă este un mini calculator. Din punctul meu de vedere, eu zic că se merită. Strânge acolo ceva de un pachet de țigări. Probabil o să ziceți, da, bă, dar nu se merită că consum curent. Exact cum am spus mai devreme, așa cum tu ții în priză un încărcător de telefon, eu zic că și asta se merită să-l ții. Până când, bineînțeles, o să-mi vină piesele și o să vă arăt exact cum se face cu panoul solar. Nu vă trebuie un panou solar mare, un panou solar din acela de cu care încarci telefoanele este de ajuns. Până data viitoare, eu sunt cu băiatul cu Linux, nu uitați, dați subscribe pentru că urmează proiecte foarte, foarte tari, dar trebuie să aștept piesele din China, pentru că da, chinezii fac piese și ceea ce ne trebuie. Și până data viitoare, nu uitați, rămâneți creativi. Pa, pa!